Există însă și companii importante care prețuiesc cu adevărat piața românească. Săptămâna asta s-a lansat noua gamă de notebook-uri Vaio. Pe lângă refresh-ul cu care ne-am obișnuit deja la anumite modele, au apărut și două notebook-uri noi, unul dedicat segmentului de business, celălalt un notebook Full HD 3D pentru multimedia. Acesta din urmă vine în completarea line-up-ului 3D de la Sony, dar mai multe informații direct de la sursă, iar sursa se numește Mircea Stoicescu. Astăzi am lansat noua gamă Vaio de primăvară, reprezentată de două noutăți mari. Odată avem noua serie de business, seria Vaio S, cu două modele, ambele cu greutate redusă, în jur de 1,7 kg, foarte subțiri și ușor de transportat pentru utilizatorii business și dotate ca atare, cu senzor de amprentă digitală, cu baterie de autonomie mare. Avem o baterie de 7 ore încorporată în laptop și o baterie opțională care se atașează fără a închide laptopul, care mai dă încă 7 ore. Unul dintre modelii dotat cu procesor Core i5, celălalt cu procesor Core i7, unul cu hard disk, celălalt cu un ansamblu SSD în RAID, astfel încât să avem o viteză de lucru foarte mare. Vaio seria F3D aduce practic completarea ecosistemului Sony 3D. Poate fi folosit ca atare, are un ecran de 16 inch Full HD cu o rată de refresh de până la 240 de frame-uri pe secundă, astfel încât se evite oboseala ochilor datorată pârpâirii. Are un control de paralax, astfel încât ochiul să focalizeze acolo unde e natural să focalizeze, nu mult mai în față sau mai în spate, să devină obositor pentru ochi. Și de asemenea are o matrice LED, full LED în spate, deci nu e iluminat prin margine și are control local al iluminării. Pe laptopul 3D pe care vi l-am prezentat astăzi aveți posibilitatea fie să rulați conținut nativ 3D, Blu-ray sau jocuri 3D, dar puteți de asemenea să aveți conversia DVD-urilor sau Blu-ray-urilor pe care le aveți acasă prin intermediul unei simple apăsări de buton. Se apasă butonul, convertește laptopul în 3D și de asemenea puteți, grație transferului de date foarte rapid cu USB 3.0, să împărtășiți conținut și cu prietenii.